Radu Afrin, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a participa la interviurile FNT. A 27-a ediție a început, tu ai 3 spectacole foarte bune toate în festival. Da, sunt foarte bune. Nu mai trebuie să spun asta, oricum este sold out, îmi pare rău să fiu modest, dar sunt în primul rând 3 spectacole europene, zic eu, scrise, sociale, scrise de un autor din Sarajevo, unul din Italia și unul este scris de mine, scenariu. Vorbesc despre lumea noastră de astăzi și cel retro vorbește despre copilăria noastră, oamenii totuși care ne-am format în anii 70, eu, și eram copil atunci. Și eu cred că au ceva în comun faptul că vorbesc despre oameni foarte, foarte direct, poate ca niciodată, sau, ba da, am mai făcut spectacole atât de sociale, însă de data asta cred că am exagerat cu chestia asta și mă bucur, pentru că teatru, cum spune și festivalul, schimbă lumea, schimbă viețile oamenilor, altfel n-ar avea sens. Perfect, ești exact în tona festivalului, în tonul acestui, există un fel de hashtag al festivalului, teatrul schimbă lumea. Cum e? Teatrul schimbă lumea, lumea schimbă teatrul, care e proporția? E bine să fie o interacțiune, e adevărat, e bine, dar teatrul trebuie să fie un pas cu doi, cu trei înainte, adică să simtă, să miroasă dinainte cam ce vine, nu neapărat pe plan politic, social, în univers, dacă e posibil, în cosmos, știi? Și de aici coborând puțin privirea, ne uităm puțin și în societatea noastră. E bine ca teatru să intuiască, pentru că practic e o meserie a intuiției. Eu când lucrez cu actorii merg foarte mult pe intuiție. Am 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1 actori în fața mea, trebuie să intuiesc, trebuie să sondez micro-universul lor psihologic și după aia e mult mai ușor să te uiți în jur, oricine se poate uita în jur, să observe, să înțeleagă sau să simtă ceva, nu neapărat să înțeleagă. Dacă am înțeles omul cu care lucrez interiorul lui, pot să înțeleg și societatea și pot să dau niște direcții. Sigur, nu pot să aliniez, să colonez lumea, să-i spun mergeți în direcția asta, asta nu pot. Dar pot să corectez niște direcții greșite, probabil, pot să evit niște extreme, pot să întârzi niște derapaje ale societății. Dar eu, adică sunt oameni care vin în sală și e un proces care se desfășoară încet, nu rapid, nu schimbi o societate de pe azi pe mâine și nici nu schimbi o societate, schimbi niște mentalități, schimbi niște oameni și de aici vine, de aici vine. Lumea poate fi mai bună și nu e un clișeu. Cu alte cuvinte, într-o lume foarte pragmatică în care trăim, o lume, din păcate, din ce în ce mai violentă, mai rapidă, mai pornită să judece, mai hotărâtă să dea verdicte foarte rapide. Tu crezi că o sensibilitate de genul celei pe care o are teatrul, actul artistic, mesajul artistic, o sensibilitate din aceasta poate într-adevăr să urnească ceva într-un om care vine de acasă încărcat de lucruri rele, încărcat de povara zilei? Poate dacă lucrează cu aceeași unelte. Poate dacă și teatru este mai violent, dacă și teatru spune lucrurile mai pe față, mai dur, nu atât de metaforic ca altă dată, de șopârlițe nu mai vorbim, trebuie să dispară total, omul trebuie să înțeleagă direct, trebuie să se vorbească în limba lui, de-aia artistul trebuie să fie foarte prezent în societate, să vadă cum se vorbește astăzi. Nu mă refer la vocabular, limbajul, noul limbaj al oamenilor, dar nu limbajul străzii, e vorba aici de noul fel de a gândi a societății, noul fel de a acționa, ritmul despre care spui rapid al societății, nu ne mai permitem teatrul din anii 80-90. De ce crezi că este foarte important să existe un festival național de teatru și cu ce e deosebit un spectacol care e prezentat în festival față de un spectacol care e prezentat într-o stagiune normală, într-o seară normală, într-un oraș din România? Păi, ale mele toate trebuie să făcute în provincie, de exemplu, și este o șansă unică de a veni în București, pentru că sunt foarte costisitoare, turneele costă foarte mult și este cel mai important eveniment teatral românesc, pentru că e plin de festivaluri în București, cel mai multe nu au nicio identitate, practic. Ce crezi despre necesitatea sau nu a unui program de teatru național de televiziune? Din fericire, spectacolele mele au fost foarte bine montate, foarte bine filmate. Lumina era impecabilă, era aia din spectacol, de fapt. În momentul în care teatrul e bun, e bine făcut în televiziune,
Eu nu sunt, cum să spun, eu nu zic da, trebuie teatru cu orice preț. Numai că e bun, făcut și dacă e de calitate și dacă nu plictisește pe om. Pentru că e foarte greu să ții omul în fața televizorului cu teatru. La teatru e cu echipa, degeaba sunt eu într-o zi foarte bună dacă nu reușesc să transmit această energie bună celorlalți. Și atunci trebuie surplusul de energie pe care să-l dai și celui care nu e într-o zi foarte da, bună. Deci îți dai seama cum trebuie să fie nopțile mele, cum trebuie să fie diminețile mele ca să pot să ofer atâtea lucruri.